Salutare lume și bine am găsit aici la un nou episod din seria asta de Minecraft. N-am mai filmat de mult Minecraft și am zis să mai filmez și câteva episoade care o să le bag ocazional pentru cele de farming. Pentru că eu, în momentul de fază în care voi vedeți videoclipul, eu sunt la țară plecat, sunt în concediu și am programat videoclipurile în așa fel să posteze singure ca să vă satisfac și pe voi și pe mine. În episodul ăsta știu că rămăsesem, dacă nu mă înșel, din cernă. Să facem acoperișul aici la casă, în partea asta. Văd că am piatră la mine, cred că eu de ajuns. Și hai să-i dăm drumul să vedem dacă reușim să facem ceva frumos. Ideea e că eu am craft în sus, parcă aici, exact, deci e super bine. Hai să facem scări. Hai facem așa odată. Eu o să am, cred că, puțin lag, pentru că, uite, domnul ce s-a auzit, instalez... instalez niște update-uri la Windows pentru că nu-mi lua deloc USB-ul la telefon, deci nu vrea deloc să mi-l ia și am să fac niște update-uri la Windows să văd dacă așa își revin. Bun, trecăm peste astea, văd că s-a auzit un sunet ciudat, nu știu ce a fost aia, cred că a instalat un update și opri și a pornit un driver, dar nu asta e important. Important e să vedem cum facem noi aici. Și nu mai știu ce am lăsat eu marginea asta aici. Parcă am zis că pun o bucată de dirt așa și continuu. Și continuu cu scări și mi era mult mai ușor, nu? Parcă dacă făceam așa. Da. Mult mai ușor o budă. Așa. Bun, și acum s-a zis să pun în continuare aici, dar să se țină în jos. Asta va fi complicat. Va fi foarte, foarte complicat. Nu știu dacă să fac tot un video, dar ideea e că va fi complicat. Iar eu nu prea am timp să filmez. Sper că nu o să-mi ia mult timp să fac toată chestia asta, pentru că nu prea am nici eu așa mult timp. Și de aceea, nu știu, aș vrea să filmez cam tot ce fac, că nu prea pot să pierd timpul jucând offline. Dar hai să vedem cum și ce ne iese aici, în primul rând. Wow, fuck. Stai să iau de acolo, că sunt importante. Că aparent văd că nu am așa de multă piatră la mine. Aici știu că îmi trebuia, aici să trebuie să complete neapărat. Pentru că n-am cum altfel să fac... șmecheria asta așa și după aia vine încă una aici, după câte știu eu, nu? Așa. Aici la fel va veni una înspre mine. Așa și una aici așa, nu așa. Cum am pus eu pe aia? Așa. What? Asta e și cum a venit pusă. Deci vine la două. La două așa și am pus-o pur și simplu așa aici. What the fuck? Deci asta e cel mai ciudat lucru care l-am putut să-l văd. Stai. Bă, păi, stai așa. Dacă eu pun pe asta aici, așa. Așa. După aia o pun și pe asta aici așa, nu se unesc. What the fuck, de ce făcea figurile alea, nu știu. Hai să nu mai drum pe aici în jos rapid, să facem un pui de somn. Că dacă apuc să spawneze, dacă apucă să spawneze zombie și cu clipă și cu toate cele, va fi de rău pentru că nu mai putem dormi de aici. Așa, bun. Am să fac prima dată centura asta, după aceea, nu știu, poate pun o pauză și încerc eu, nu știu, să văd ce facem. Pentru că timpul meu e cam limitat. Aici așa, după aici. Hai că mă, aici așa. Bun, acum vin toate așa. Apoi vin iar una așa. Și aș putea să pun pasta în continuare. Ah, ok, să nu mai stau să mă chinui. Să mai pun dirt. Bun, așa, așa cu, așa, perfect, bine că te-ai pus. Nu pot să mă duc nici prea departe de aici, nu știu, cad? Hai că nu cad, văd, super.
Nu știu ce aveam eu tendința că chiar dacă țin pe shift pe scări tot alunecă și cade. Nu știu de ce credeam eu asta. Dar apare mă înșela. Da, și v-am zis, episoadele astea vor veni programate și încerc să le înghesoi printre cele de farming care vin 1 la 2 zile, am văzut, parcă și le-am dat eu să le pun. Nu mai știu sigur, pentru că eu acum filmez multe episoade la rând și am uitat efectiv cum le dau. Ideea e că o să le bag printre cele de farming. Sau ce puțin asta am să încerc să fac. Bun, hai că văd că nu e chiar așa de grea treaba. Să văd și cum o să facem sus, că sus cred că o să fac puțin plat, nu știu, să văd, ca să-mi vină la nivel cu schela aceea de am făcut aici. Ideea e că mie aici îmi vine peste ușă, îmi vine peste ușă. Nu? A, super, super, super. Deci îmi vine peste ușă, tocmai ce mi-era mie frică că n-am pus ușa bine, dar văd că e ok, îmi vine peste ușă aici. Super tare. Atunci, hai să îl trimit și eu până aici. N-am dus mult aici. Bun. Nu știu dacă mi-ajung pietrele în primul rând. Așa e partea la soală. Stai că, eu cred că e o idee așa să plec cu două. E și mult mai ușor și mult mai practic, nu? Stai că mă concentram aici la ceva, că aici o să fie o parte cam nasolă, că îmi va trebui un cub, nu? Da, am zis că vine una, stai, am zis că vine una așa, după aia una așa. Ok, am înțeles acum cum vine, vine după aia una așa, nu așa mai. Dau un coace acum cât pot să iau, că după aceea nu se mai pot să mai cobor jos. Am zis că vine una aici, așa, și una în continuare la asta, așa. Bun, am prins figura aici cum vine. Dar ideea e că trebuie să dai mereu jos, în partea de jos, că altfel îți întoarce scara invers. Și e foarte nervos. A, aici o să facă bug-ul ăla, nu? Da, aici nu am ce să fac, să facă bug-ul ăla urât, care mă enervează pe mine de ceva vreme. Stai să văd cum aș putea să-l elimin de aici bug-ul. Stai puțin, dacă aici aș pune așa în continuare și aici cred că pun niște stone slab-uri și vine perfect până aici în față. Îmi trebuie un crafting, stai. Vreau să testez mai întâi să văd dacă vine bine. Oh, fuck. Nu sunt slaburi. Hai că există și de-astea, dar nu, stai. Până decât 3, dar îmi dă 6. Ah, nu, e o bagă așa mare. Bun. Le-am luat toate, le-am luat. Super, hai să văd acum. Deschide-te, mai. Să văd acum când dă bine, pentru că nu am altă alternativă de făcut aici și aparent asta ar fi cea mai bună. Nu e rău. Chiar nu-i rău, așa o să le las, pentru că nu ai cum altfel să le faci. Și aici o să continuăm așa frumos. Nu-i rău, asta este. Nu se întâmplă absolut nimic acolo, e tot ok. Bun. Și așa. Și acum hai să continuăm și cu ăsta, să vedem ăstea cum vin. Vine una aici. Mai vine una aici. După aceea vine una așa. Și așa. Așa. Și cred că aici la fel o să vină cu stone slab-ul, pentru că nu ai cum altcumva. Că dacă e până iar aici, iar să face bug-ul ăla. Da. Deci iar va trebui aici să demolez așa și să-i pun eu, stai să văd eu cum zic eu să-i pun așa. Și stone slab. A, pe dar arată bine, măi. Aici e puțin mai cine, dar aici arată bine. Așa, bun. Acum aici o să vină în spate. Așa. Și așa. Bun. Păi arată bine până acum. Hai să vedem în continuare cum îl facem noi. Încerc să mă grăbesc puțin, dar nu prea rău ca să nu greșesc. Ideea ar fi că văd că eu am rămas fără scări deja. Și n-am făcut nici jumătate. Boss, mă stai așa puțin că ne-am pus să... greșit aici. Mai am scărbi acolo pe jos, nu mai am. Aia e foarte prostă că eu deja rămân fără scări.
și e freaky stuff că trebuie să mă o să minez. Și asta nu, adică nu prea vreau acum la ora asta să mă duc să minez. Mai am 21 de bucăți, fac. Hai să mergem și până jos, să dacă mai avem nevoie de depozit eventual. În cofer am vrut să nu pentru că noi nu avem un depozit. Aici mai am, văd. Ia aici, la fel, nu mai am decât astea 21. Partea prostă. Păi, cum facem noi ca să scăpăm de partea prostă? Mai facem o întâlnă cu de fier. Uite, așa frumos. Și asta le pun, le pune ce ne trebuie aici. Mă las pământul, iau piatra. Bun. Hai să lăsăm arcul cu săgeata acasă, că chiar nu am ce face cu ele. Lemnul ăsta o să-l iau, fierul ăsta o să-l iau, cărnița. Și hai că suntem go to go. Hai să mergem rapid să vedem în mină ce reușim să mai minăm. Știu că acolo e zi, cave-ul ăla. Și știu că aici am murit data trecută, dar hai să vedem ce piatră reușim să luăm noi de aici. Poate cine știe, dăm și peste un diamant ceva. Știu că suntem aici la nivelul 10, nu? Am făcut poza, fac. Nivelul 10, da, exact. Păi, nu știu, mai minăm încolo, să mă duc încolo. Hai să minăm de aici. Nu știu, aici mi s-a oprit mie mouse. Ha, lol. Am minat și am dat asta ce e, fier sau aur? Aur, a, bun, super. Am minat drept și am dat direct în aur. Asta e cam noroc pe ziua de azi. Dar ideea e că mie îmi trebuiesc pietre care e de văzut ca să astupă aici. Și aud și zombie ceva în față. Sper să-mi dau peste ei pentru că n-am... Stai să mut și eu stai aici cumva. Exact așa vreau. Nu prea închide cave-uri acum, vreau doar să găsesc minerei și cu piatra atât, altceva nu vreau. Și aparent s-aud din ce deci, sigur sunt aici undeva. Deci până acum n-am făcut niciun gram de piatră pentru că minez înainte și dau că minerei stau sub găurile. Lol. Nu știu, să vedem peste ce dăm. Hai să pun pauza aici și revin după ce mai dau peste ceva interesant, să zic așa. Revin. Holy fucking shit. Tocmai acum am spart și am dat peste. Știi ce asta? Știi ce asta? Oh my god, oh my god. Diamant. Deci chiar acum am spart blocul din față și cum am văzut cum direct am apăsat să dau drumul la filmare să nu zică cineva că vezi, doamne, am pus și diamant aici sau ceva. Uite, stai. Mic, da? Captură ecran și atât, nu mai altceva. Și am dat peste diamantul ăsta de aici. Nu știu cât e, aparent cred că e sunt decât două bucăți, nu? Lag. Diamant. M-am dat decât două bucăți, frate. Nu am ce face cu ele. Adică bine, am o sabie. Chiar în gândul meu acum ziceam, bă, dar seria asta chiar să nu găsesc niciun diamant și nu vrei să știți cât am mine. Dar se pare că nu mai e pe aici altul. Trist, trist. A, și am mai găsit o grămadă de lapis lazuli și am găsit un pochet de cărbune, dar am la 62 de cărbune de acolo. Deci numai dintr-unul, n-am mine mai mult. Trebuie să vedem cum astupăm noi aici, pentru că eu niciodată n-astup găurile astea. Le las așa doar că le astup direct așa margine, să nu văd eu în ele. Perfect. Nu se cunoaște că acolo a fost ceva. O să mai vedeți astea la mine aici, când o să ne întoarcem înapoi. Dar ideea e că nu am dat câte piatra am luat. Am luat așa. Un stack. Ăsta e andezite. Am găsit mult andezite și cu prostii de astea. Dar avem două stack-uri, nici două stack. Deci nu avem ce să facem. Păi, mai minez până să duce pickaxe-ul după aceea revenim. Ok? Am mai găsit iar diamant. Iar, din nou. Păi, nu știu ce să vă zic. Eram aici și găsesc niște fier în față. Ce zic eu? Bă, îmi fac de un crafting, pac, îmi fac un târnăcop și hai să iau și eu fierul ăsta, că e păcat de să-l las aici. Ce zic eu? A, de fapt, unde? A, uite aici era fierul. Ce zic eu? Bă, hai să mai minez trei blocuri în față și BUM!
Lapis diamant, diamant, diamant. Sper să fie mai multe, nu doar două ca data trecută, dar tot două sunt, nu? Bă, nu, bă, nu, bă, nu, bă, nu, patru. Ha-ha! Ați văzut? Deci ați văzut ce era să mă fenteze la asta? Și că am auzit de la mulți că diamantul și că l-ai găsit lângă lavă. Și uite că au dreptate, că eu chiar vreau să sparg acum, chiar vreau să mă pot să sparg, nu vreau să sparg blocul ăsta de aici din cap. Și uite de ce dădeam. O să explodăm și mine asta după aceea. Stai să vedem acum dacă reușim noi să vedem mai încolo puțin ca să nu dăm în lavă. Opa. Hai să le luăm pe astea. O bucată. Două bucăți. Trei. Patru bucăți. Avem șase, avem șase, am mai poate. Mai e ceva pe aici în continuare, nu mai e. Poate la vân, să mai rog caz. Fui, păi hai să mergem și noi aici puțin să vedem ce se află în cave-ul ăsta. Ideea este că nu mai știu eu la ce nivel am. Aici am. Puțin lag acolo. V-am zis, mie Windows-ul mi instalează update-uri acum, în momentul de față. Bun, așa. Păi, sper să nu mai mor ca un nuc ca data trecută. Ideea e că văd că mina asta, zi se zic, lava asta se duce încolo, dar nu vrea să mă avânt în ea. Și dacă urc în sus, în niciun caz nu o să mai fie ceva bun. Eventual niște flori și niște. Văd eu niște fier acolo. Bă, nimic aici, nu știu ce e interesant pe aici, nu mai mă duc mai în față, că n-are rost. Vom lua fierul. În schimb că fierul e foarte important. Cărbune mai avem. Mai este acolo. Vom lua și fierul ăsta tot. Haide măi, și ăla. Perfect. Mai e, văd că aici este aur, nu? Aur, da. Aurul chiar e bun pentru că o să vreau să fac ceva cu power rails. Adică cu șine de tren de acelea acționate electric care se împing singur și au viteză și știți voi. Aici văd că nu mai este decât aici unde am pus torța că era niște fier. Niște fier, băi. Bun, și zic să mai pun o torță și aici că poate eventual vreodată mai săpăm din greșeală și ne dăm seama că am mai fost pe acolo. Bun, aud iar niște zombi ciudați care nu prea vreau să dau de ei. Acoperim aici. Și avem, vreau să mă la piatră cât avem. Da, avem mai puțină ca data trecută. Cam astupat aici. Dar totuși am găsit diamante. Deci e ceva în plus. Păi, eu nu știu. Hai să fac și eu trei stacuri și e de ajuns mă duc acasă. Că m-am plictisit teribil de rău. Bă, asta știu că vine și face, nu? Haha, te-am făcut. M-am plictisit teribil de rău să stau aici să miniez tot și e plictisitor într-un fel. Dacă cine se joacă Minecraft știe chestia asta. Mi-e de ce mi-a rămas și jos? Nu? Bă, stinge lava. Bun. Mai era o bucățică aici. Bun. Păi hai să fac și eu trei stack-uri și cred că ne vedem acasă, numai dacă nu mai vezi ceva interesant. Și revenim atunci. Și am revenit, oameni buni. Sunt de tot aici mine, am făcut aproape trei stack-uri, dar. Ai, bă, nu stai, avem. Nu, avem trei stack-uri, dar și. În schimb am făcut o grămadă de redstone. Deci nu vrei să știți cât redstone am găsit eu și cât de ăsta granit și toate prostiile de le-am găsit când eu vreau piatră prindeam altceva. Deci după să vă uitați așa pe parcursul drumul ăsta care îl fac eu până acasă, câte găuri de astea stopate cu piatră vedeți voi. Cred că am astupat cu un stack de piatră toate găurile astea pe aici, pentru că eu de fiecare dată când spar ceva, pun înapoi, pentru că nu-mi place să las așa. Și casa mea știu că parcă la. Nu, la adaptul la stânga, că am venit de acolo.
Hai să-i pun și eu aici o torță și aici una. Ca să scap și de torțele alea, mamă, și cât de repede se duce hangarul dacă alegi la viteză. Și sper eu în tot sufletul să am mâncarea acasă, că de nu sunt mort. Da, și aici o să facem noi odată și odată niște scări care vor trebui făcute tot în piatră, știți, nu? Sper să reușesc să ajung și să fac scări pe aici. Poate o intrare de 2, pentru că de 1 e puțin cam mică. Și aș vrea să fac și cu tren, deci cred că de 2 e super. Pentru că normal, normal și normal mi-ar trebui de 3 dacă vreau să fac cu tren. Dar merge și de 2. Dacă nu știu ce caut, acum caut mâncare, dar nu văd eu acolo. Este piele de mâncare. Și eu sunt mort că n-am nimic. Bun. Văd că afară e încă zi cât de cât. Azi de unde măcelărim și noi ceva ca să mâncăm. Și data trecută am tăiat niște oi, parcă de-am mâncat. Bă, dar nu înțeleg de ce la cai nu-mi dă mie carne. Adică, carne de cal. Bun, asta. Iepurile a murit doar sabie. Nu mai topăi, dăm carne. Eventual și pielea, că e bună și pielea de iepure. Mi se pare că poți să-ți faci de aia de băut sau mergi și la tablou, nu mai știu. Cred că m-am prostit că știu că aia de făcut apela în The Forest. Ai oaie acolo sus, nu vreau oaie. Băi, vreau mâncare. Am două de găină și una de iepure. 10 iepuri aici. Aia! Lua! Aia! Nu moare de prima! De ce nu mori? Să salem după aia și am și lagul ăsta idiot de la ploaie. A, vă rog, nu toate deodată pe mine. Stai și te rog. Nu și ploaie și de toate. Fa, hai acasă. Mă văd că mai găsit și de unde am să mă și pe asta. Și niște iepuri. Îmi plac și iepurii apropo, dar nu am ce să le fac, îmi trebuie neapărat mâncare. Pentru că vedeți și voi, deja nu mai pot să mai alerg. Poate că stă aproape de casă. Poate că de frumos să văd turnele. Am zis tururile. Turnele. Nu, păi am făcut de mâncare. Cât de cât acolo, știi cât de frumos se vede în casa mea cu mine. Super tare. Vom face și un portal pe media să să ajungem până acolo ca să ne luăm asta pe limbă. Glostona, ăla era acolo. A, uite mă că avem aici mâncare, mă, de ce nu m-am uitat? Dar nu-i bagă oricum. E bine așa. Asta este niște pastramă de ioare. Și asta a zis, diamantul să pe ce să fim aici, restul nu tot îl aruncăm aici la pisul, dynamite-ul, granitul, fierul să-l facem, andezite-ul aici. Legim de fapt să-l facem, să cum se zice, nu știu, habar. 15 aici, 16 aici cât ai fost, bun. Se fac toate, se magnific, văd că s-au făcut și pultele noastre aici, s-au făcut și iepurii. Să-l las ăștia aici să cumpere pentru că aici. De fapt, știi ce e la viață la mine. Și cam atât a fost și clipsul de pe ziua de astăzi. Eu am fost Drăbică, vă mulțumesc pentru atenția o dată și ne vedem în episodul nou imediat. Pa, pa!